Bună seara! Sunt Măriu ca Andronește, invit la o nouă ediție specială. Este o ediție specială cu o seară înaintea unei sărbători mari pentru noi, creștini ortodoxi. Mine va fi bobotează, dragii mei, știți cu toții. Mine este o sărbătoare mare pentru fiecare dintre noi și pentru toți la un loc. Ne caracterizează tot ceea ce înseamnă sărbătoare într-o credință, dorim să fim acolo, dar din nefericire în ultima perioadă nu am avut voie. S-a uitat lumea urât la cei care au vrut să facă acest lucru. Au acuzat de foarte multe ori pe nedrept persoanele sau mai corect spus prea analții reprezentanța ei bisericii care au vrut să facă acest lucru. Nu știu unde este adevărul, nu știu ce este bine, nici nu vreau, nu sunt instanță, nu vreau să mă pronunț. Știu în schimb un singur lucru. Dacă unui român, dacă unui creștin ortodox îi se ia și Dumnezeu, mă întreb cu ce mai rămâne. Și în ultima perioadă, repet, cu riscul de a vă supăra, cam asta se întâmplă. Eu trăiesc cu impresia că cineva este chitit să ne lase fără ce avem mai scump noi, românii. Credința în Dumnezeu. Cred că nu se va întâmpla asta mâine. Sper că mâine la Bobotează veți fi așa cum a zis în al sa Teodosie, veți fi 10.000 de constanțeni acolo. Nu știu, ce mi se poate întâmpla? Să mă amendeze. Eu vă să vă duceți. Duceți-vă acolo pentru că acolo sunteți voi. Pentru că acolo este credința, pentru că acolo este mâine, la 8 și un sper că nu mă înșel, este Dumnezeu. Dumnezeu e în permanență cu voi, dar mâine fiți acolo. 10.000. mii. Dacă se poate și mai mulți n-au decât să mă amendeze. Și că vândem la răzmeriță. Ei nu-i nimic. Vândem la răzmeriță. Făceți-o. O faceți pentru voi. O faceți pentru fibra neamului nostru. O faceți pentru credința noastră. O faceți pentru Dumnezeu. Dar haideți să vedem ce înseamnă bobăteaza, să vedem ce se va întâmpla mâine. Și zic eu că cel mai potrivit, cea mai potrivită persoană să... Se explice multe și nu numai legat de Bobotează, este invitatul meu din această seară, Părintele Eugen Tănăsescu. Bună seara, Părinte! Doamne, așa mă bucur da. să vă revăd, că ne-am mai văzut de mult timp. Da, așa este, da. Și am mulțumesc, trecut, și nu ne-am mai văzut. Și pentru invitație. Cu drag, Să cu aveți cu un an binecuvântat nou. Doamne, ajută, cu drag, Părinte. Părinte, în al Sfinția s-a anunțat ieri, da, că așteaptă 10.000 de credincioși. Repet, cu orice risc. Mergeți, mergeți, mergeți oameni buni că este bine dacă mergeți. Nu puține au fost vocile care au sărit deja. Oh, ce se întâmplă? 10.000 încălcăm, nu știu. Masca, distanțarea, Dumnezeu știe. Deci deja a început aceeași atitudine precum cea de anul trecut. Vom avea un 2021 marcat în continuare de așa ceva. 10.000, ce sunt prea puțin, sunt prea mulți, sunt prea... Nu înțeleg care îi deranjează părinte. O să vă zic înainte de răspuns o frază. Mă rog. Istoria umanității este o permanentă luptă între bine și rău. Între drag și biserică. Nu e ceva nou genul ăsta de alarmare de care spuneți dumneavoastră. Tot timpul au fost voști contra, tot timpul au fost cei care să critique. Dar vă asigur că 10.000 de oameni pot să respecte măsurile igienico-sanitare oriunde s-ar întâlni. E vorba doar de a sta mai la distanță și de a purta o chestie numită mască, în limbaj popular, pentru că în limbaj juridic ea nu mai e mască de mult. Eu am Așa o problemă, este. se cheamă acoperitor facial, 93% din ele au fost descoperite ca nefăcând nimic, deci practic purtăm niște cârpe degeaba. Sunt și măști adevărate, într-adevăr, pe sunt piață conforme. Sunt foarte scumpe, părinte. Și mă iertați, românul nu e chiar așa bogat. Dacă Top. e să mă iau după specialiști, noi ar trebui la virusul ăsta care se propagă și prin aerosoli să purtăm mască de gaze. Dacă Ei, vrem să fim mai adevărat protejați. Ar mai lipsi, cu adevărat, ai ai ar mai lipsi să ne Dar mai sunt niște măști de astea, de de astea de cu anumite caracteristici care protejează. Dar ceea ce numim în mască cârpulița aia albastră e o cârpă, să fim serioși. Din eu o nefericire... și nu o spun eu, au demonstrat autoritățile. Da, dar din nefericire chiar, chiar astăzi în alta curte s-a pronunțat, știți că o avocată din, da? din, din Constanța și cum a i-a respins recursul, ceea ce înseamnă că, că rămâne valabilă. Și nu ne-a dar de ce era normal, normal, de Pentru ce? că nu, nu poți să fii contra sistemului. Pentru normalitatea în România. Pe cruce. Și o să vă zic că ce a fost normal la procesul lui Hristos? Nimic. Bine, așa e și acum. Procesul lui Hristos vi s-a părut un proces echitabil, echitabil, Nu, ăla a fost proces, păi. Pe... Hmm. a fost orice altceva, se numai proces. Unor în... și chestiuni de genul ăsta. Bun, și acum ce facem? Nu, no, dar suntem într-o paradigmă el, juridică. El, Bun, el, instanța a decis că trebuie să purtăm masca. El, dar eu întreb unde găsim măști? Pentru că astea nu sunt măști. Suntem într-o para, într paradigmă juridică de exemplu, autoritățile nu te sancționează dacă porți o cârpă neconformă. A zis că ai voie inclusiv cu aia. Inclusiv Bine, dacă, să spui o, și o batistă, dacă spui o îți da, orice o fi, dar să fie acoperit. Există și o chestiune profilactică și anume că atunci când tușești sau expectorezi, cantitatea de potențial virus pe care i-ai dat afară este scăzută chiar și de acea cârpă. Nu cârpa e în discuție, ci atitudinea noastră față de cârpă. Pentru că dacă avem o atitudine fricoasă, obedientă, Uh, speriată, că de multe ori reacțiile astea de care spuneți dumneavoastră la, de la adresa frică, bisericii de la da, frică, sunt speriate, reacții speriate. Uh, dacă suntem așa, nici mama măștii nu ne protejează, pentru că te vei îmbolnăvi de stres și vei avea alte boli. Ficatul se stresează, pancreasul se stresează, splina se stresează, creierul se stresează, toate, te ferești de un virus și ne mergi peste bol mult mai. Deci atitudinea nu este aceea de stresat, de angoasat în fața măștii. Trebuie să o cu optimism, cu veselie, cu voieșie Părințe, și cu dragoste față de cum ceilalți. Cum te să port cu optimism și voieșie? Păi știți o, bucată de ce? De, o bucată de habar n cărpă ce -o fi, da? da? despre care eu știu că nu mă ajută la nimic, iertați-mă, da, dar chiar dar nu mă știu mă ajută. că îl ajută pe cel de lângă mine, protejându-l într-un oarecare grad. Știți de ce am îmbrățișat Hristos crucea? Că nu, nu i-ar fi trebuit crucea. Nu. Nu. Am îmbrățișat-o din dragoste. Noi suntem ca o punere pe cruce cu masca asta. De de că nu, nu ne pun pe cruce, dar ne pun masca pe nas. Nu m-am gândit o secundă la chestia asta, dar aveți dreptate. Nu ne pune nimeni pe cruce, dar ne pune masca pe nas. Hai să o așa cu dragoste. Cum o fi? Câtă dragoste spunea avem? Spunea în al preasfinția asta Teodosie ieri, Că dacă ne ascundem de sărbători, înseamnă că să, fim, să fiu, da. vrem să fim biruiți de boală. da, Ceea ce a da. spus dumneavoastră. Nu puțin au fost din nou ceilalți care l-au acuzat. O, adică cum ne duce acolo 10.000, mai, mai degrabă ne îmbolnăvim. Părinte, problema mea <coughs> este următoarea. Da? De ce este risc mai mult să mă îmbolnăvesc mâine la Bobotează, da? decât dacă mă duc în metro în București? decât dacă mă duc la mol, decât dacă mă duc, nu știu, în orice spații, pentru că masca e aceeași, utilitatea ei. Dați-mi voie să reformulez. Care este deosebirea sau care sunt asemănările? Uh, că nici eu nu mai știu ce Deosebirea sunt. constă în dorința unora de a scoate biserica focar de infecție, pe modelul Corea de Sud. Pentru că în momentul în care scoți biserica focar de infecție, ai un alt ascendent asupra religiei. O lupta cu religia în România, cu cultele în general, e foarte veche. Și în perioada asta pandemiei, a pandemiei s-a văzut foarte bine prin atitudinea autorităților care în loc să invite mai întâi la masa dialogului cultele, să zică, fraților, uite, avem o problemă, hai să vedem cum procedăm să fie bine și pentru noi și pentru voi și pentru toată lumea. Că evident, când strângi mai mulți oameni într-un loc, trebuie să-i protejezi cumva, fiind această pandemie infecțioasă. Deși când vorbim de gripa obișnuită, nu ne mai stresăm atât de tare, că tot virusul de tip respirator Dar am înțeles, e un virus aparte, poate pune niște probleme, mai ales la cei comorbidități, în regulă. Dar vreau un dialog. Că și gripa poate da, fi, nu intru în discuții... Mortală la cei cu Știu, comorbidități, da, nu intru în că... in discuții medicale, mântați. dar intru în in discuția de atitudine a autorităților față de culte. Dacă un organism al Uniunii Europene a ajuns să spună că România este în topul țărilor care au fost a, aproape abuzive, în orice caz, termenul este foarte restrictive față de libertatea religioasă. Știți că din când în când România apărea raportul ăla al departamentului american America, cu libertatea da. religioasă da. și bă, da, când da. scria acolo ceva de beuret, toată lumea era bă, iute ce spune americanii de beuret perfect, acum când un european a zis că autoritățile au fost dure față de religie față de culte, față de biserici toată lumea a da. tăcut și ne comportăm ca și cum n-ar fi libertatea să religioasă vă completez? Da. Da. să vă citesc, da. și o să vă citesc se numește Cătălin Raiu, este reprezentantul da, da, da. României da? în panelul de experți pe libertate religioasă la OSCE. Și spune Cătălin Raiu în felul următor. Am observat că avem de-a face cu primul program de guvernare care nu conține nicio referință la culte și libertate religioasă. Este o Correct. premieră în România după 1989, când libertatea religioasă, care este unul dintre angajamentele de top al democrațiilor și, de exemplu, Sua, eh, Anglia, Germania, Italia, Pur și simplu lipsește cu desăvârșire dintr-un document care are rolul de a ghida guvernarea în următorii patru ani. Chiar dacă în programele anterioare de, de guvernare referințele la religie, culte și libertate religioase erau mai degrabă compilații urechiste și incoerente politic, cel puțin ofereau o, o minimă garanție. La acest moment, lipsa unor angajamente minimale. Pe, liber, pe domeniul libertății religioase poate avea efecte negative în primul rând asupra organizațiilor religioase mici, dar și asupra bisericii în, în sine. Deci... Da, noi avem o istorie plină de așa ceva ca biserică. Nu ne temem de, de felul ăsta de a pune problema. Ne dezavăgește însă că se îmbracă tot un poleală democratic și ne se spune că ăsta e drumul. De la Hristos încoace avem de-a face cu Folosirea ale diferitelor momente istorice, pandemii, mm -hmm. necazuri, nenorociri, momente politice și așa mai departe, economice, ca mijloace de atac contra religiei și a credinței. Nu e prima dată. Mi-e teamă că acest moment al pandemiei, deci, unii au încercat să-l mai... să folosească. Părinte, ne mai așteptăm la momente de acest an, 2021. M mă gândesc la următoarele sărbători. Nu știu. Sper să scăpăm eu de pandemie că, puțin, până, până, până de Sfântă Mărie. Dar dacă nu scăpăm, ce eu facem? Că, o, de la capăt? Eu cred că aici la Constanța nu. Pentru că la noi la Constanța, după ce a fost un început de dialog mai tensionat, în sfârșit și noi și autoritățile am ajuns la un fel de numitor comun. Dovadă că vedeți ceea ce se întâmplă. Este oarecum în armonie și cu legea și cu autoritățile. Spun oarecum pentru că uneori am mai fost acuzați de chestiuni absolut inutile la adresa bisericii, gen nu poartă slujitorii mască. Păi nici nu spune legea că trebuie să purtăm mască. Nu stau oamenii la distanță. Păi noi le spunem, dar este o răspundere individuală a credinciosului. Că oamenii umblă noaptea păstrez. Păi și vreți să mă duc eu să iau de mână să-i duc acasă sau nu înțeleg? Adică mâine nu înțeleg mâine, genul ăsta mâine, de dialog mâine, în care îmi pune vină mie, bisericii, comportamentul să zicem, neregulament. că avem de-a face cu niște recomandări, niște regulamente. Nu nu. Aici nu e caz penal că unii. Foarte, foarte bine punctat, pentru că foarte puțină lumea a înțeles chestia asta. Sunt recomandări, părinte. Da. Nu sunt nimic altceva. Mâine, da, la slujba de bobotează, care va avea loc în Porto de data aceasta. Da, pentru de că. Ce la N-am ales? ales cumva, am fost forțați de împrejuriri, pentru că. la da, slavă Domnului că e așa, cazinou este în reparație, este șantier, da, acolo da, da. e o organizare da. de șantier n-aveam unde să mergem în locul nostru tradițional acolo lângă Cazinou, deși da. este o alăturare frumoasă, catedrala este lângă Cazinou, uh -huh. recunoștință celor ce au gândit așa zona aceea de oraș, foarte frumos, foarte armonioasă, foarte multiconfesională, ca acolo în zonă da, avem simt. și Biserica uh -huh. Romano-Catolică și Muftiatul și uh, Moscheea, Carol întâi și e foarte echilibrată zona dar din păcate acum trebuie să repunem în valoare Cazinou E un șantier și ne mutăm atunci unde a mai, mai fost odată. A mai fost odată, într e vorba a, de punctul turistic Tomis. 7 ani, 8 ani a mai fost odată. Da, când Tomis. a fost cod viscol și iarăși am putut atunci. să... Atunci. De Toată lumea a zis, wow, ce, a înghețat aghiazma în a prins-o. -a, a fost prinsă de gheață și a mai fost o știre frumoasă, că n-au prea simțit, tot a ținut să ducă să arunce crucea atunci pe viscolul ăla și anul ăsta o face evident, aruncă crucile în mare de fapt binecuvintează mare. Am avut azi o discuție interesantă cu cineva. De ce nu zicem aruncă crucea? Nu aruncă, binecuvintează prin cruce Marea. Pentru că este... Dacă ați sesizat în slujba de astăzi, care s-a și făcut și mai ales în cea de mâine, aghiazma mare se simțește în felul următor. Există două serii în care preotul cheamă de trei ori Duhul Sfânt. Da. La aghiazma simplă, obișnuită, mică, e o singură chemare de trei ori. Acum e 2 ori trei, adică ce vrea să spună? Că la apa Iordanului s-au arătat cele două fire ale Mântuitorului, în persoana lui Isus Hristos, om și Dumnezeu, și întreaga sfântă treime, trei, da, de aici. aici. Pentru că ce vedem? Vedem pe Hristos în apă, vedem pe Tatăl vorbind din cer și spunând, acesta este Fiul, fiul meu cel iubit, pentru mm -hmm. care am binevoit, de acesta să ascultați. Asta mai puțin să... Când e vorba de ascultat de Dumnezeu, uităm ce ne-a zis Dumnezeu. Și evident, Duhul Sfânt în chip de porumbel, pogorându-se peste Hristos. Deci, întreaga Sfântă Treime. De aceea avem trei cruci. Mâine, la, la, la slujbă, la aruncarea celor trei cruci, în al Sfinția sa și tot, toți ceilalți noastre, ați invitat și Ați invitat, hai să zicem, invitat pune în ghilimele de rigoare, jandarmii, polițiștii și alte forțe. De ce i-am invitat? Părinte. Problema mea este. I-ați invitat să vă păzească, să facă ordine sau i-ați invitat să mai dea vreo amendă? Nu de altceva, da. Dar nici a... până acum n-au dat. Trebuie n -n... să spunem un lucru. Autoritățile din Constanța au fost foarte înțelepte. Și le nici la pelerinajul de la Sunt Andrei? Da, și acolo nimeni au fost nimeni foarte nimeni. înțelepte. Dar au avut oarește tezii? Eu am citit în declarațiile oficialilor sau reprezentanților că au spus așa Rostul nostru este să prevenim, să anunțăm, să avertizăm, să recomandăm respectarea măsurilor Au împărțit avertizmente și măști La fel au făcut și la Sunt Andrei La fel au făcut și noaptea de Revelion A fost mare tâmbălu că facem noi slujbă la Catedrala de Revelion Și, și acum i-am invitat, având această experiență de înțelepciune să roage pe oameni Să păstreze distanțarea Pentru că eu am o vorbă Acum poate o să deranjez pe cineva Dar Deranjează unde, pe tot uneori chiar vă rog. E bine să pui câte un polițist Lângă fiecare român Pentru că Există aceste reguli pe care le-au dat autoritățile. Stăm la distanță so socială. Zis, eu ai asta cu distanța socială. Deci nu există. Mi se pare atât distanță de nepotrivit fizică, termenul. Da. E o distanță atât fizică. De oricum, Bun. oricum s-a reușit o da, ca să pe închei, care... Să ideea. Stăm la distanță fizică. Da, dar nu e obișnuit să înghesuie că noi avem cultura meciului de rugby. Și atunci e bine să fie printre oameni, să fie jandarmi. Nu scopul ăsta am invitat, ca să se asigure niște să nu mai spună că în altă. teodosie îndeamnă Noi invităm oamenii să respecte legea, dar dacă ei se înghesuie, cine e de vină? Părinte, să Oricum o să fie un moment acolo, vă dați seama unde categoric, e nevoie de jandarmi. vor veni fi, să iați de Vor leghează. veni cum vin în fiecare an, ei, se vor bugulugi. Și în fiecare Părinte an nu ajută jandarmi. Mi se pare că nu ajung cu toate că ați pregătit 120.000 de, 120. de da, sticle, am, da. am înțeles bine, da? Da. Pot am și eu o întrebare. Cred că unele deja au zburat de azi. Câte, <laughs> câtă muncă a fost? Cât, cât am, 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 văzut în imagine. Păi se vede pe Cât au stat acolo femeile alea? Cât au, cât au stat? Nu cât e au bine lipid. să și te lauzi, dar, dar, știți forma. că munca asta începe dinainte de anul nou. Părinte, părinte Vine. eu vă spun programul, părinte. Da? da? Începe slujba de bobotează la 8.30, da. da. Aveți procesiunea de la 11 la 11 și un, ce, un sfert, da. Da? da. După care oficiere la Ovidiu, 14.45, zic da. bine. După care la ora 17, vecernia da. la Biserica Sfântului Ambutezătorului din Techirghiu. După și care... De astăzi de la Dunăre, de la e, Așa, stați că... <laughs> după, care se întoarce în al da. și dumneavoastră și ceilalți preoți la Constanța. Da. Părinte, mă iertați, adică totuși. Totuși. Este un episcop dăruit de Dumnezeu cu foarte multă dragoste și slujire. Că cine iubește are energie să-și facă ceea ce își dorește. Eu asta am fost profund impresionat de la început când l-am întâlnit pe înaltul Teodosie, care are o energie de dăruire, o energie prin care se dăruie fantastică. El slujbele pe care le face, și spus ieri, le face la el acasă, că e canonul lui zilnic de rugăciune. Dar pentru că a vrut să fie lângă credincioși, și să le fie cumva sprijin în această pandemie, pentru că cel mai dureros asta a fost să întoarcem un puțin la începutul pandemiei, când bisericile au fost închise. Efectiv închise și oamenii nu au avut unde să se ducă să rage. Și ni s-a zis online. Perfect. Noi am prins Bun. imediat ideea. A -ți, a -ți în. Altul teodosie e un om foarte deschis, o minte deschisă către tehnologie, către tot Părinte. ce înseamnă. Eu nu contest no. online nu pentru Dumnezeu, da, nici nu dar -am noi suntem nați. I-am folosit puterea de momentul. online de Nu ne de nimeni, vă întreb așa, nu de da. părinte, nu simțiți nevoia să luați oamenii în brațe? Ba, da, da, nu asta a și nevoia să, să vă Și a zis, cam... dacă mi-i luați din biserică, uite, eu o să fiu lângă ei zilnic online. Da. Eh. Da. Și asta face. Și asta face de atunci de când s-a terminat și cu online-ul, că după vreo 2-3 luni, Slavă Domnului, ne-au dat voie să revenim mai întâi în afara bisericilor, după aia înăuntru. Părinte. Și în altul a înțeles că trebuie să își iubească și în continuare. Și i-a iubit, a făcut în continuare. A... la Și maxim. spune, Dumnezeu biruiește și bolile și pe da. cel viclean și dușmânia dintre noi, Dumnezeu o biruiește. Da, Așa sunt este. cuvintele în înalt, prea înalt. O să vă Părinte, dau un exemplu, nu că înțeleg, unii nu l-au înțeles. Părinte, nici eu nu înțeleg. Vă da? spun eu cum Biruiește dușmânia, da? în condițiile în care asupra, asupra în sale au fost aruncate, deci n -am, n -am, deja nu mai vreau să mi le aduc aminte, da, la... când acțiunile dumnealui sunt întoarse și pe partea și pe alta, când tot ce face nu e bine, când tot, Dușmania asta tot există. Nu înțeleg. Nu... Da, dacă dânsul e pregătit pentru așa ceva ca orice slujitor bisericesc, că noi știm că însuși Hristos a pățit așa. Și asta e marea dragoste și frumusețea creștinismului, că transformă crucea cazului în bucurie. Cum ați spus, ca orice slujitor ca orice al... slujitor al bisericii, părinte, noi știm la părinte, ce venim. Părinte, părinte. Sau, mă rog, acum... Apreciez, apreciez știm la ce tare. venim. No, eu apreciez faptul că de asta a spus ca orice slujitor, da? Păi da. Exceptându-l penal Sfinția sa Teodosie, puteți să mai îmi dați un exemplu, un, da? De, prea, de, de, de un alt reprezentant al miei, nu știu cum, eu nu mă pricep la denumiri de asta, da? Care a făcut ce a făcut arhiepiscopul Tomisului, care a slujit zilnic uneori și de două ori. Da, vă da să mă la colț Nu vreau asta. să vă bag la nimic. Nu vreau decât să eu mai dați și să spuneți ăla. Da, eu nu știu ce a făcut fiecare vă spun eu, nu preot, mai fiecare vă episcop. Spun eu, vă spun eu, nu mai există. Da, dacă este cardinal, asta înseamnă că stăm e lângă un om care de Dumnezeu și ar trebui să ne bucurăm de asta. Ar trebui să ne bucurăm, iar faptul că uneori este aruncat cu noroi către dânsul nu face parte decât din ceea ce trebuie să primim în această viață, pentru că în viață nu primim numai cele bune. Părinte. Dânsul este pregătit pentru asta și ați văzut ce am pățit. Cu DNA-ul a pățit deci, cu... <laughs> Acum am mai zice nimic. Deci după ce s-a încheiat a doua oară, a doua oară dosarul de la DNA s-a încheiat, toată, toți aceia care erau cu sigur H? că nu se va deschide și a treia oară? Da, da, Sincer. Da. Eu v-am mai spus la început emisiunii ceva. Până nu l-au răstignit, nu s-au lăsat. Am asigur, noi trăim într-o democrație unde nu e ne neapărat să fi suit fizic pe cruce. Dar campaniile astea de denigrare, noroiul aruncat de care spuneți dumneavoastră, este un fel de a te pune pe cruce. Și în alt preasfințitul și noi am învățat asta și de la dânsul și din teologie, trebuie să fim pregătiți pentru asta. Pentru că întotdeauna adevărul zice în altul vorba asta, adevărul orbește pe cei care nu-l iubesc. Adevărul orbește. Și atunci, Oamenii mă deranjează din chestia asta cu adevărat. Sunt de compătimin, nu sunt de judecat. Să știți că părinte, e foarte greu să fii așa, să fii nevoit să arunci Știu cu noroi și în, alt în ceva în care nu... Mi-a zis că întoarcem și obrazul celălalt. Da, 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 da. E mai greu. Dacă da, puteți, Să vă zic o... sunteți invitatul meu. Eu nu pot tot mereu recunosc. Asta e mai lucru că vă recunoașteți. Da, da că că Știți, știți unde să recunosc. o reparați cum să nu Alții nici nu-și recunosc Mi-ar fi foarte greu, ar fi foarte greu, fi foarte greu să parte. știu că am făcut un lucru cu, anumite, cu, cu un anume scop, dar am făcut un lucru într un binele credincioșilor, să primesc drept rezultat, ce să vă zic, de zoaie. Acum Când... ar trebui să intrăm puțin în profunzimea teologiei, să vorbim de demonologie. De ce dracul urește pe om și îl ispitește mereu? Nu știu, părinte. Și de ce omul cade uneori? Pentru că omul a fost împodobit prea frumos de Dumnezeu. Și nu l am împodobit pe drag Și din invidie a văzut că Dumnezeu îl iubește pe om. Și a zis, cum i-a dat chipul lui și mie nu mi-a dat nimic. Din orgoliu. Cam așa se întâmplă cu mulți. Părinte, haideți să vă dau și un singur neputința exemplu. neputința asta de a iubi naște genul ăsta de a fi răutăcios, de a fi invidios, de a găsi tot timpul că vină. Pot să vă dau un exemplu? Da. Ieri, da. În al presfinției a spune o chestie pe care eu am înțeles-o dincolo de... Spune așa, această apă sfințită va combate și bolile și microbii, da? Bun, am, am înțeles ce a vrut, eu cel puțin am a, perceput, da? Și eu -am da? Că părinte, nu misticism, vreți, misticism, deci nu știință, vreți că... să știți comentarii, nu vreți să știți... <coughs> păi dacă tot să ne dea în loc să ne facă, păi să ne dea... Haideți să ne murim, părinte, părinte pentru că... Știți care e prima vorbă care îi se spune bolnavului când intră în spital? Luptă cu boala. Că dacă nu lupți cu boala, nu ești bine de aici. E o condiție pe care ți-o vor spune toți doctorii. Luptă și tu cu boala. Ce e aia lupta cu boala? Doar nu iau virusul și îl dau cu capul de masă să-i vină rău. Că nu-l văd. Ce e să mă lupt cu boala, că sufer de pancreas, sufer de ficat, sufer de plămâni, suferi sufer de astea. Să mă lupt cu mine, să să, să strâng inima mână, să o fac, să pompeze, că nu mai mișcă cum trebuie. Ce înseamnă să lupt? Înseamnă atitudinea duhovnicească, pentru că oamenii ăștia ar trebui să învețe și puțină teologie, că a zis bine la un moment dat Andrei Pleșu, domnule, ăștia care sunt antireligioși sunt antiumani, pentru că teologia face parte din cultura generală a umanității. Noi suntem suflet și trup. Ceea ce pune trupul în mișcare este sufletul. Dacă sufletul nu e bine construit, trupul merge prost. Că dacă te miști după o idee proastă, iese prost. Părinte, Asta vreau să spun. noi bine că dacă nu mergem da. prost, se supără copiii din regie. Da? E momentul de pauză de publicitate. Facem publicitate. pauză publicitate, Facem publicitate, vă rog. Am revenit la am alături de mine în continuare pe preotul Eugen Tănesescu, preot și jurnalist, părinte. Da? Cum o fi combinat să asta să să care, 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 suscită multe... Și aici sunt vorbe. Știți că primul jurnalist, jurnalist creștin al lumii a fost... Dacă nu Hristos, unii spun că Hristos a fost primul jurnalist, care a adus cea mai bună știre viem, nu mai da. murim. <laughs> deci, Hristos a înviat e cea mai tare știre. E cea mai tare știre, că nu mai există moartea. Eu, toți astea se sperie de moarte. Nu mai mori. Asta mi se pare cea mai tare știre. Dacă nu a fost Sfântul Luca cel mai bun jurnalist, pentru că Evanghelia lui este cea, lui este cea mai bogată în detalii. Deci a scris acolo ca un jurnalist. Tot ce a făcut Hristos, cu detalii, cu nume, cu oameni, cu... De... El a fost doctor creștin, a, așa era că foarte există sistematic. explicație, părinte, da? Da, da, da. da. Dar știți că la jurnalism. la jurnalism se studiază la istoria jurnalismului că primele forme de jurnalism în creștinism au fost epistolele Pauline. Acolo, pe undeva, mm -hmm. intră. Dar vreau să închei vă ideea rog. cu luptă chiar, cu boala. Chiar vă rog. Deci, dacă tu nu ai o atitudine pozitivă, să spunea, gândește pozitiv, ești și da, exact, în fața bolii. Cum să birui boala? Asta vrea să spună și în alt preasfințitul și toată teologia când spunem că într-adevăr credința prin mijloa cei de manifestare apă sfințită, Sfânta Împărtășanie, tot, tot, tot omoară virusii. Dar vă dau cel mai bun exemplu de uh, omorârea virusurilor prin credință. Prevenția. Nu zicem noi că dacă prevenim boala o scutim? Iar a preveni boala nu intră în canonul creștin, nu păcătui, nu face exagerări la alcool, la noi știu fuma, ce substanțe. Asta, nu, a, asta, fuma, nu. A, asta Tot mi am zis astea. o mie părinte. Da, deci prevenția e mama sănătății. E o legătură foarte fină între teologie și zic cu știință. De fapt, teologia este suma științelor. Pun unii uh, dușmănie inutilă și ireală între religie și știință. Eu e o reală. Ambele sunt complementare cum e bărbatul și femeia în familie, că nu merge familia unul fără altul. Știința ne spune cum funcționează lumea. Tot ce observăm mm -hmm. la microscop, ce? iar religia ne spune de ce. Pentru că știința niciodată nu se ne spună de ce masa asta are 2 metri dacă o măsurăm. Care motivul e motivul pentru că masa are 2 metri? Fix asta mă gândeam. Care e motivul? <coughs> de ce virusul ăsta care a apărut a apărut. Care e motivul? Vă zic eu care e motivul că la aflăm în teologie. Neînțeleaptă a folosirea bunurilor materiale. Cineva s-a jucat cu animale bolnave, că așa trec virusii de la animal la om, avem nu, că zic ăștia colaboratoare. Nu, e o prosteală. A apărut într-o piață de animale, cineva a vândut animale infectate, oamenii le-au mâncat și, și de aici ne-am prins da. Și a a încă transmis. se transmite de la om la animal și a mai fost o situație, asta o fac așa, ca o paranteză, să întăresc ceea ce spun, și din Danemarca și-au omorât toate nurcile. Un milion de nurci. De pentru ce? Că, pentru că contacta să răd, dar n Nu mi Nu, răd. pentru că virusul ăsta a suferit și o mutație foarte periculoasă. Vedeți că acum a apărut altă tulpină. Virusul și au costul ăsta au... obicei mai... și ei vor să se îmbunătățească. Uh -huh. e ca, sunt într-un fel ca oamenii, știi, vrem mai bine. Au și mecanismul lor prin care tulpina lor genetică se modifică într-o formă mai performantă. La ora actuală n-am motiv să mă vaccinez că am anticor, slavă Lui Dumnezeu, am făcut boala. Ați făcut -o. La fix am făcut-o și mulțumesc Lui Dumnezeu, că știi, B trebuie să mulțumesc Lui Dumnezeu când îți dă, dă o boală. Uh -huh. uh, n-am motive să mă vaccinez. Mai încolo vedem cât ține imunitatea și aștept uh, că a fost și discuția asta a cu vaccin. Ați sfătuit un, un credință să vaccineze? La ora actuală nu. La, la un momentul ăsta nu l-a sfătuit, pentru că aștept rezultate serioase să mă o pe un prospect și pe niște efecte de studiu. Dar primele astea cuvinte mm. nu trebuie să le dea preoții, trebuie să le dea specialiști. Să le dea specialiști. A fost Azi. discuția am fost invitați noi ca să promovăm vaccinul. Și s-a spus și de către Asta și de către alt preasfințitul, nu e momentul acum. Părinte, noi, în general, un promovăm. să vă întrebe. Mie mi se pare normal să nu promovați la acest moment. Au venit, nici mai întreabă oamenii. Ce facem? Ne vaccinăm? ne vaccinăm? Au venit oameni, v-au întrebat? Da, pe unii a trebuit să învăț că vaccinul nu este un bau-bau și nu mușcă pe nimeni, nu neapărat vaccinul ăsta. Unii au o problemă cu vaccinarea în sine. eu o, poveste veche și a apărut în America. Cu cât autoritățile tac, teoriile conspirației vor crește. Așa s-a întâmplat și în România. Au da, tăcut da. și la momentul la care au dat drumul la oare și informație, nu știu dacă ați constatat, părinte, și -a mai sunt și, -n, și, -n, și, în emisiunea de aseară, da, au apărut pe posturile TV plătită de guvern, asta este, se practică, da? A apărut, mă sfătuiește să mă vaccinez un medic pediatru, mă sfătuiește să mă, să mă vaccinez un, un medic psihiatru, dacă nu mă înșel, mă sfătuiește să mă vaccinez un medic de familie, mai rămâne, iertați-mă, e urât ce spun, mai rămâne să apară și un ginecolog, dar de ce nu mă sfătuiește un medic de specialitate? Infecționist, adică. Un infecționist. Da. Mi se pare așa o, o, o bătaie de joc la adresa mea de, de nu vă spun. S-a spus și în comunicatul Patriarhiei, a spus-o și în alt presințitul, noi nu avem o problemă cu principiul vaccinării. Să, să fiți seriosi, toți mi, suntem dar vaccinați. Nici eu nu am. Post, am de fost mici, vaccinată, vei, da, de mici cu tot, absolut tot. Și mai, de mic, mai absolut tot chiar ce era n avea găsit. A spus la am dacă își face vaccinul ăsta antigripal, da, pentru că da. dânsul are o sensibilitate și nu, noi îl vrem în mijlocul nostru. Nu îl vrem zăcând pe vreun pat de bolnav, că avem nevoie de el. Și atunci îl ajută acest vaccin să fie cu noi. Dar punctual pe acest vaccin este foarte nou și nu putem noi să ne pronunțăm. Așteptăm de la specialiști date concrete, tabele, efecte, studii și e o problemă la care nu s-a răspuns. Cât durează? mulțumesc că nu faceți chestia asta, că, că dacă vedeam vreun preot pe TV îndemnând vaccinați-vă, cred că nu acum, mi se părea nu prea, vaccinul prea mult. Ăsta. Da, faceți-vă vaccin antigripal, ăsta clasic, pot să o spun și eu. Va, faceți-vă antirujolic, anti-orice. Da, ăsta e prea nou. De, de asta vorbim. E prea nou și mai e o discuție. Uh, vreau să știu foarte clar, dacă tot am crezut puțin în zona de specialitate, mai știu și o să întreb, că uh, asta știu jurnalist. Vreau să știu, dacă te vaccinezi, imunitatea care o dobândești este similară imunității care o faci prin boală? Pentru că dacă este așa, înseamnă că va trebui să ne vaccinăm destul de des. Pentru că ni s-a tot spus de către Organizația uh -huh. Mondială a Sănătății că imunitatea de la boală e foarte... 3-6 luni. Între 3 Bun. Și 6 luni da. Ni s-a spus că mecanismul vaccinului este același ca al bolii, adică ca orice vaccin. Îți stimulează anticorpii, imitând cumva boala, păcălește practic organismul, nu faci boala, dar păcălește organismul să ai anticorpii, când vine boala să fii protejat. Perfect, eu sunt de acord cu treaba asta. Dar păcălirea organismului ca să producă anticorpi, e la fel ca la boală, nu? Da. Că deci, nu cred că îmi dă ceva deasupra deci vaccinului. Tot între 3-6 luni. Asta am vreau spus. să știu. Și observ în prospecte, P -p peste tot, se vede că, că răspunsul e mut la întreba. Deci Eu înțeleg, e încă nimeni nou, nimeni trebuie părinte. să treacă timpul necesar ca să vedem. Atunci de ce s-a recurs la asta pe repede? Pentru înainte? că acum o să fiu puțin și de avocatul ce? celelalte părți. Eu mă gândesc la doctorii din prima linie care Fără... zilnic văd coronavirusul ăsta. Eu am stat în spital printre ei. Credeți-mă că mi s-a rupt inima de părinte, ei. Părinte, jumătate dintre cadrele medicale din Spitalul Județean Constanța au refuzat să se vaccineze. Știu ele ce știu, să ne explice păi, ce și despre cum. despre ce vorbim. Eu atunci. mă gândesc teoretic că lor le folosește foarte mult un vaccin. Pentru că mi-ar mi fi foarte greu de 8-9 luni de când e pandemia asta și au intrat spitalele în, în foc, ca să spun așa, să vii zilnic la servici la serviciu, să fii îmbrăcat în combinezonul ăla deci, de că mai ești ca astronauții, de abia se duci, mișcă. Știți ce mi-au zis? Că am vorbit cu ei, că oamenii mm -hmm. mă știau că sunt și mi se mai destrâneau. Știți ce înseamnă să te duci cu program la toaletă? Știți ce înseamnă să stai în combinezonul la 6, 8, 12 ore s -s -s pe zi? Să operezi în combinezonul ăla. Între... Știu, o pe doam... știu un medic care, a operat 6 pe... ore. Mi era dor să văd mai despre doamna doctor care m-a tratat și pe ceilalți da. doctor că așa suntem noi mai empatici. Și am înțeles de ce venea doar o singură dată la mine pe zi. Păi avea sute de pacienți de vista. Cum e să, după aia, să știi că te duci în familia ta ca să și porți și poți, și poți Deci au iei. mare nevoie oamenii ăștia de o linie de protecție Părinte, suplimentară. Sunt totul de acord. A, Repet, jumătate din personalul, medical, jumătate, <coughs> personalul medical din județean nu se vaccinează. Bun, bine că e cealaltă jumătate, deci, că da, măcar să ne arate <coughs> Părinte, și nouă calea. Părinte, adică, pentru noi sunt niște oameni care se jertfesc într-un fel anume ca să ne arate dacă e bun sau nu lor. Nu contează nici meritul ei. medicilor. Îi respectă, îi admite pentru mare ceea ce fac treaba. și Și, și, aveți și mai sunt vreo 15 vaccinuri în lucru dacă e să o luăm tehnic. Acum, sigur, hai să vorbim și geopolitică. Noi ne-am aruncat la ăsta modern, nu? Modernu, nu noi... Că suntem în parteneriat cu americanii. Bun, perfect. Americanii au două Pfizer-ul și... și Moderna. Modern. A, așa. Mai există da. și AstraZeneca, da. partea europeană. Dar da, stați da. așa, cum mai sunt vreo 15 pe fața lumii. Eu mă bucur că s-a trecut la un dat peste chestiile astea geopolitice. M-am bucurat când am aflat că în Spitalul de Noastre s-a adus și Favipiravir, antiviralul care te trata de virus în prima fază a bolii medie-ușoară. Da. Pentru că până la început era cu remdesivirul și care era deci, destul de limitat. Cu niște, și... niște reacții adverse groaznice, toată lumea l-a contestat. Acum depinde... Da, spune și prospectul, trebuie să fie atent la ficat, nu să dă oricui, să fac analize. Știți că și la chimioterapie când te duci nu ți-o dă oricine, dar sper că Părinte, cumva nu știu te ajută și îmi pare rău de oricine Este lumea medicală, este, este uh, e o frază care o definește foarte bine și asta măcar ar trebui să înțeleagă și telespectatorii. Se caută majorarea beneficiilor în detrimentul unor uh, minusuri sau plăți, să le spunem, pe care le ai când e medicamente foarte tari și care se dau doar în spital. Că Știți cum e? Nu vrei să te duci în spital, dar când e groasă, te duci. Că e singura ta șansă să primești o medicație. De aceea eu prețuiesc și întotdeauna medicul Luca a fost evanghelist. N-a da. fost altceva. Da. El îl trata pe sunt Apostol Parc. Și foarte mulți medici. Ave avem, și noi avem... În... avem și noi în Constanța un medic care este și preot. A, Îmi avem, numele... mai Îmi avem mai mulți. scapă numele Avem mai mulți, avem mai mulți. Sunt um... mulți. Îi cunosc eu vreo trei E părintele e... Mindea, celebru, Mindea, așa, părintele așa Mindea. Da. Este un părinte, Gabriel Tudor Tănase, care este uh, cu oasele. Acum am scapă terminul medical, <laughs> încă după o zi de alegătură <laughs> nu mai știu cum... Da, și m-ați uh, și pe mine. Așa? Uh, ortopedie. 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 Mai avem un părinte care slujește chiar la noi, la capela militară, părintele Nicolae, care este medic internist, pe mine, m-a analizat pe mine. Am adică am slujit împreună ca frații și pe aia ne-am mutat la cabine și zice, ia părinte, fă o ecografie, hai Știți să că vedem ați ce avut prin dreptate, altru. ați spus în Avem prima o parte, parte de, medici. de medici. că e bine ca, 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 medicii să aibă și ce, să, să păi fie dar sunt și un tip de preoți. Să pună mâna pe creație, nici știu ce pun mâna. Părinte, am avut parte în viață, din nefericire, și de medici care n aveau absolut nimic în comun cu, Acum, cu -mă că spun, și da, cu... Știți că nu no, orice există oameni Doamne, foarte ferești, competenți și oameni ca Ca mai... să fim foarte cinstit și în tagma preuțească mai există da, așa, eu, pentru că eu, sunt oameni. Exemplu. Pentru că sunt oameni. Între 12 s-a găsit unul care l-a trădat pe Hristos. Așa este. Are și așa așa este, lui, dar asta nu înseamnă să să-i acuzăm să se arătăm cu degetul. Eu mă rog, ca să iasă de acolo repede, repede, repede din zona aia, Că poți să devii competent, poți să devii uman, poți să nu mai fii când Mi-au mai spus colegii, preoți și medici, bă, vezi că sunt și medici felce, adică taie la tine ca sacul de cartofi. Sunt. Dar sunt. nu după ce, noi după ce da. că, după nu, nu rostul nostru ajută. După ce că au salarii mărite, mai cer și o mică șpagă, dar nu e subiectul ăsta, da. vom reveni. Nu, am să problema. vorbim tot de, tot, tot de preoți. Am înțeles că mâine veți merge în, case, în casele creștinilor, în casele de astăzi. oamenilor. Cu, cu botezul. De astăzi, cu de Tradiția este de astăzi, părinte, practic, e de câteva zile, pentru că orașul părinte, e foarte mare și nu am avea timpul părinte, necesar. Vă așteptați la reacții negative? Sau pur și simplu mergeți pe. Am eu o vorbă pe calea bătătorită, adică. Da, unde pe calea știți, unde Dar știți că sunteți bine primiți? Am gândit preoților să meargă. Mergem. Dar e pe principiu, eu stau la ușă și bat pe care l-a zis Hristos. Cine vrea deschide? Că discuția asta era și înainte de pandemie. Sincer, ați avut oameni care n-au deschis. Eu avut am avut oameni, care oameni cu coronavirus care... care au venit și au plecat capul la botezat. Pentru că le-am zis fraților, am făcut boala, sunt imun, puteți să veniți, ne și sunt că nu mi-o dați. A, ah, părinte, venim. Că ei de respect și de de frică de a nu-mi da mie boala, n-au vrut să iasă din casă, că te deschide ușa, te vede că ești ori stați așa, că eu sau soțul sau soția avem coronavirus. Nici o problemă, eu sunt imun. Și atunci ne-am întâlnit acolo. Păi, de ce vă întreb? Da, avem ce vă niște spun, mijloace mame, de. Vorbim de păi niște fiecare oameni... vorbește de ceea ce are în suflet. Unii ne vorbesc de frică, să știți că sunt oameni foarte speriați. Asta voiam să vă întreb. Vorbesc de, de niște speriați. oameni care, bine ați spus, și de au, noastră, -au de frică, de, de ori, de, 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 de asta altceva. Și în alt prea simțit o accentuat și a spus de un milion de ori, ăsta e rostul bisericii. Cum să o oprește acum? Că noi putem să venim să tămăduim măcar zona asta duhovnicească a omului. Nu suntem noi competenți în medicină și în infectologie. Dar suntem competenți în a mângâia omul, în a-i arăta calea și a arăta că frica nu e o soluție. Și totuși și mă întorc, e urât ce fac și totuși faptul că în Alprea Sfinției asta va ține slujba de mâine, a chemat 10.000 de oameni, faptul că dumneavoastră vă duceți în carpe la casele oamenilor, vorba noastră, bateți la ușă, da? Da. dacă vă primește. Și totuși chestia asta continuă să fie acuzată și totuși sunt o da, mie da, de argumente. comentarii pe această Mie -mi temă. Mie discuțiile. Hai să și... vedem argumentele. Ia, care și... e argumentul? Nu, au De obicei nu au. Nu, știi, eu am, știți, eu am o vorbă în, în, jurnalism. Îți dai seama că un subiect este relevant dacă te cheamă și pe tine la dezbatere. Dacă nu e propagandă, când te cheamă. Discutând lipsa ta, că își aduc numai argumentele lor fabricate. Că dacă vor o discuție pe bune, mă cheamă și pe mine. E care de, sau pe de prea simțit. Nu, domnule, hai dar... să o lămurim. Ai o acuză serioasă, întreabă și pe mine. Nu că e în jurnalism, ascultă și cealaltă parte. Dar toată lumea poate să-și dea seama de treaba asta, că e propagandă, când vorbesc numai în bula lor acolo. Pă nu ne cheamă. Părinte, știți care e necazul? Ei vorbesc în bula lor. Așa că. este, aveți dreptate. M-am convins, am văzut argumente, am văzut explicat. Bun. În al Sfinția Zarhiei Tomisului vorbește slujește, se duce și asumă, s-a urcat pe cruce, dacă am zis corect, da? Bun. Problema mea, probabil că o să terminem emisiunea și o să vă întreb același lucru, da? De ce, Doamne, iartă-mă, o face singur? Părinte, eu voiam să-l văd pe prea fericitul. Eu voiam să l văd pe, mitropolitul, Ați avut o pe Mitropoli. Pe Voturi Da, una mică are... și mai pe jos. Da, haideți să și discutăm mai și Prea fericitul are un proiect de suflet al acestui popor. Catedrala Neamului. Și nu e cazul să. Pentru care actualul guvern să știți ea. că nu apare nici Catedrala Neamului. Bun. Da? Deci e. Atunci, să mai dea vreun bănuț. Dacă este așa, o să vadă ce reacție are. Prea fericit. Pentru că prea fericitul se jigfește și el în felul lui. Adică, acum, sigur, în ar prea că este foarte vizibil, pentru că ne ajută și mijloacele de comunicare și presa. Adică, și el să este să spuneți că în altă țară din România, în altă zonă din România, da, vă nu a vă... mai fi vreun mitropolit să iasă și el să facă. Da, a văzut ce s-a întâmplat în Grecia? Pe... Nu, în Grecia, nu. nu știrea de ultimă vă oră. Vă... În Grecia, autoritățile au interzis sărbătoarea Bobotezei. Azi dimineața ah, era, era știre pe Reuters. Notați-o că e știrea asta de pe Reuters. A ieșit Sfântul Sinod și a zis, ne mai gândim sărbătoarea nu ne o luați. Noi am înțeles că distanțarea, că nu știu ce, au vrut să interzică no, boboteaza, să nu vină oamenii. Și Sfântul Sinod a zis pardon, Ama, noi pentru că aveam de-a face la început cu o chestie super nouă, virusul ăsta nu știa nimeni de el și chiar nu știam ce se întâmplă. Ni s-a spus și autoritățile au fost contradict. bacă e simplă răceală, că ne moară pe loc de nu mai știa ce crezi. Noi biserica am avut o posie de echilibru și am zis, bine, fie, hai, două, o lună, două, cât ziceți voi, să vedem cu slujbele astea ce se întâmplă. După care am observat că nu prea sunt efecte serioase să fie nevoie să închine biserica. Dom'le, nici pe vremea holerei și a ciumei deci... nu era chestia asta. Purta moaștele pe stradă rugându lui Dumnezeu. Bun, deci nu e așa tragic virusul ăsta, da? E adevărat e tragic la cei comorbidități e, e... să părinte, mă Dumnezeu. Am 5-6 cunoscuți existența pe care i-am dus. Eu nu contez da? faptul că poate fi periculos. Corect, dar nu, nu trebuie să folosim... că au murit oameni din cauza acestui. Părinte, dar dar nu aveți, idee, aveți, idee, aveți câți oameni au murit de gripă? Gripă, vă spun Știu. eu, destui. Da, da, da. Nu să asta mai spun cât să au murit zic. de cancer nu în 2020 sau de alte boli. Nu transformăm nu vă mai spun. boala, că noi avem boala asta, să instrumentalizăm repede. Luăm boala și o facem armă în războiul nostru uh, ideologic. Nu. Și atunci am zis, cum a zis și în că toată lumea a rămas când a zis e cazul să nu se mai închide bisericile. Da, pentru că nu mai e cazul, nu avem de ce. Nu vine potopul, nu vine totuși la început meteoritul. Le -au închis, și totuși la început le-au închis, părinte. Da, v-am explicat și de ce. Totuși. Am zis și noi, hai, o fi grav, o fi... Am fost luați prin surprindere, cum a zis și în Aveți idei? S-a tu... mai întâmplat pe undeva prin lumea asta să închidă biserici? Poate mi-a scăpat mie. S-a mai întâmplat în istorie, dar local. Nu acum... în istorie, părinte. Acum, acum, de când cu pandemia. În Europa ați vreo care s-a închis? au fost. Unde, Au fost, păi dacă ne uităm raportul OSCE, România este în topul țărilor, dar mai sunt câteva acolo. Mai sunt câteva. Da, mai sunt câteva. Păi nu suntem singuri. Că noi nu reușim să fim singuri, copiem de la alții. Asta nu trebuie să mă liniștească și nu mă Noi am ce a fost mai dur. A fost în Franța, în Italia, vă aduceți aminte. În Italia mi se plângeau români din diaspora că la noi se deschisese după și la ei încă era închis. Dar da, ați văzut ce a pățit părinte, și și Vreau să vă întreb ceva. Deci au mai fost. Cred că, îi, nu. cred că o să vi se pară total ne și total nepotrivită în contextul ăsta, dar de mult vreau să întreb. Vreau să întreb de ce nu există mitropolia Tomisului? De ce? De ce? hai, că, că vă spun, și de ce. Dom'le, eu sufăr de un patriotism local, vecin da. cu nici nu mai știu Foarte bine. Eu tot mereu o ne am vă dau dorit... Motiv de bucuvie. eu, eu tot mereu mi-am dorit așa. Să avem niște constanțeni dacă s-ar putea să avem și un premier, dar să avem și un primar, să avem și un președinte, înțelege? Și eu nu înțeleg. Păi peste tot sunt mitropolii, 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 dar nu este arhiepiscopie. Ceea ce este cu un grad mai jos. O să vă bine? acum o să fac puțin pe purtătorul de cuvânt. Vă rog, faceți pe purtătorul, <laughs> Arhie... nu înțeleg. Arhie... Mitropolia Tomisului n-a dispărut. Pentru că n-a disfințat-o nimeni. La noi e vorba doar de reactivarea ei în scripte. Păi și atunci de ce nu reactivează? e o chestiune ce ține de scripte și probabil în Sfântul Sinod trebuie să-l cum mai repede treaba asta. Acum, Părinte, poate după pandemie bun, asta, Doamne, da, păi, ce să vă zic eu, că nu sunt membru în Sinod, că vă zic mai multe. Când îl prindeți pe Natul în întrebați Are el. cineva ceva cu Dobrogea? Nu cred că are cineva ceva cu zou zou zic zic dacă nu încep să le văd așa. Dacă vreți să vorbim sincer, da, vor să mă deschid așa în fața noastră, eu cred că a fost o conjunctură să zic așa, nepotrivită, când uneori aceste, că oarecum se justifică, aceste acuze permanente la adresa înaltului au vrut să-i crioneze o imagine de vinovat, tocmai ca să nu ca să se nu fie mitropol. și eu sper, și eu sper că <susă> după, deci eu sper că după toată treaba asta, discuția se va relua în Sfântul Sinod. Eu vă spun sincer din sufletul meu. Deci Pentru că s-a pare... demonstrat foarte clar că nu e vinovat. Dar lucrați în presă de atât timp și știți da, cum se fac da, campaniile, da, vin știu, în Rafale, știu, da? Știu, știu, a fost știu, știu. în 2009 cu Dneu, au terminat o paie, au luat o pasta cu. Uh, pf, acum cu Nazarcea și a zis că poate o să mai fie. Se leagă undeva pentru ochiul care vede atent. Și probabil că această dorință de a-l păstra mereu vinovat în ochii publicului face parte din acest plan de a nu se reactiva. Pentru că știți cum e, el merge în Sfântul Sinod, are colegi de aceeași valoare ca și dânsul, discutăm cum discutăm noi aici ca jurnaliștii și punem documentele pe masă. Și unii ori să zic că, păi stai așa că ai niște probleme că zice presa. Sper după toată nebunia asta cu presa, s-a încheiat și dosarul cu Mănazarcea, Sper să se rea discuția, că deja am ajuns la discuția cu Arsenie Boca, care e mult mai recent și n-am o problemă cu subiectul Arsenie Boca, da, eu am. noi probabil că la un <laughs> moment dat, Probabil că la un moment dat să discutăm și asta. Eu am. Da, bine, eu loc, vreau am. să vă spun că uh, uite, a fost dorința asta a unora să-l canonizeze pe Arsenie Boca. Perfect! Îl da, înțelegem. E o figură a ortodoxiei, a avut meritele lui, că de da, lui, nu-l judecăm noi public. E eu am sinodului. din alt punct de vedere și bă, e, poate, e poate vom discuta la un moment da. uh, dar e un subiect mult prea nou față în raport cu ceea ce avem de discutat. Da? Din ziceți, urmă. 1700? Păi 1700 de alea, e, când s-a înființat Mitropolia, că aveam 14 scaune episcopale în Dobrogea. Știu, părinte, deci, am mai am un pic, de mai, mai puțin de un O să fie, și eu vă asigur că o să Și fie. nu vreau să termin, de să zis că vă dau motiv de bucurie. Niște, Doamne ajut să citesc, să citesc din, din, din dintr-un material al unor colegi de presă, dacă pot să, să, să spun așa, ei sunt de acolo, de la București, da, un site care au spus că în Alpreasfinția sa este, este omul, omul anului. anului 2000, da, și vreau neapărat da. să încheiem așa. Da. Ierarhul Tomitan a devenit ținta fostului premier când a cerut ca românii să fie lăsați să meargă la pelerinaj de Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul României, interdiție despre care ulterior judecătorii au recunoscut că este ilegală. Ei așa au scris. Fostul ministru de interne, Marcel Vela, a trimis poliția peste ierarh în biserică, cu pistoale la brâu, ca să scoate credincioșii de la slujbă, până acolo s-a ajuns în încercarea de a-l intimida. O armată întreagă de polițiști și jandarmi au fost trimiși de exemplu în ziua de Sfântul Andrei, tot pentru a intimida credincioșii care mergeau la peștera Sfântului de la Ion Corvin. Un elicopter și baraje rutiere au vrut cu orice echip să pună capăt credinței, celor care au înfruntat ninsoarea și frigul și au mers să-l mărturisească pe Hristos în frunte cu ierarhiul lor. Presa l-a hăituit cum nici măcar un criminal nu a pățit-o. Acuzat că nu poartă mască și dovedind că nu sunt în stare să citească nici ceea ce măcar guvernul decisese și anume că preoții, diaconi da. și cântăreții bisericești da. nu trebuie să o poarte cât timp slujesc. Jurnaliștii l-au răstignit prin tot soiul de fake news-uri pe, pe Înalt Preasfinția sa. Și se Perfect. termină în Preasfinția ta Teodosie. Nu este un sfânt între oameni și nici un om între sfinți. Este om în Înalt Preasfinția ta Teodosie. Este anul, omul anului 2020. Am păi, ținut să, să termin cu asta. Litoral TV a fost profet că ați avut pe burtieră că a fost vocea credincioșilor și vocea anului. Așa este. Și Așa doi este. vreau să spun celor care au viziunea asta de hărțuirea bisericii că biserica s-a clădit pe sângele martirilor. Să punem la să învețe la cultura generală că victimizarea, dacă nu a aflat victimizarea întărește victima. Dacă vor martiraj, nu este în gata să-l facem. Dar pentru Hristos, și în numele Lui Hristos, să lase credința în pace. Dacă sunt ăștia cu ideologii pe acolo sau care duci, lăsați biserica în pace. Biserica nu îmbolnăvește oamenii. Eu știu, e visul de or al presiei să demonstreze un focar de infecție ca în Nu s-a de demonstrat niciunul. Da, nu s-a demonstrat și asta o să rămână visul lor o fata Morgana a presiei românești. Pentru că avem mai multe focare de infecții în altă parte demonstrate decât biserica. Dar să învețe un lucru. Prietenia e mai frumoasă decât dușmânia să și, invităm și, să vină și, să ne fie și prieteni. Iubirea este mai importantă exact, decât orice. Da. Părinte, mulțumesc mult că ați fost în această seară alături, bine alături de noi. Iar vă ce să vă spun, o seară liniștită. Rămâneți în continuare pe Litoral TV. Urmează Valentin Coman cu o emisiune la fel de interesantă cum v-a obișnuit ca până acum. Seară bună să aveți!